Vă doresc multă sănătate, fericire, o primăvară cu bucurii, cu sănătate și să aveți la anul 84 de ani. Mulțumesc mult! Doamnele de la Sindicatul Pensionarilor au fost în centrul atenției. În semn de apreciere, domnii le-au făcut multe surprize frumoase. Am pregătit o zi distractivă, am invitat toate doamnele, în special și bărbații care doresc să vină, și am pregătit un mic aperitiv pentru și ceva de băut pentru ca să ne simțim foarte bine, muzică. Pentru mine și pentru toate colegele mele înseamnă o mare bucurie, pentru că suntem cinstiți de domnul președinte ca în fiecare an. Mulțumite de modul în care au fost tratate de ziua lor, pensionarele s-au simțit mai ca la 20 de ani și au încins și o horă. Și elevii de la Liceul de Artă Ioan Ștefan Paulian au sărbătorit ziua de 8 martie. Ei au organizat pentru cadrele didactice un spectacol artistic. La noi în școală sunt foarte multe profesoare, femei, colegele noastre și am venit să le facem o surpriză. Vom cânta la chitară, la diferite instrumente, la pian. Vreau să încânt toate femeile, deoarece este 8 martie. Și le urez și eu la mulți ani. Copiii au cântat foarte bine, au pus suflet în ceea ce au făcut și ne-au impresionat în mod plăcut. 8 martie a fost prilejul ideal pentru a sărbători femeia, indiferent de vârstă ori statut social. Cu flori și gânduri frumoase au simțit că sunt apreciate și iubite de cei care astăzi au știut să le aducă zâmbetul pe chipuri.